mă voi adresa la Alexandru Tănase, președinte Curții Constituționale. Da. Dacă considerați că întrebările mele sunt superficiale, îi voi cita. Atâta timp cât într-un cabinet, unde încap 3-4 persoane, se va decide cine va fi șeful statului, mai apoi, în același cabinet, se va decide pe cine acest șef al statului va propune ca prim-ministru și tot așa mai jos, niciun protest, demisie sau arestări nu vor avea niciun efect. Avem un sistem apropiat celui sovietic, unde există un politbiro care decide totul, iar miniștri și deputați doar validează aceste decizii. Dumneavoastră, simțiți că validați deciziile care se iau în alte cabinete? Câteva din Republica Moldova. Se întâmplă, poate. Se întâmplă. Această analiză făcută de către Alexandru Tănase este una superficială sau, de fapt, constată lucrurile în Republica Moldova? Mulți dintre noi ar putea să facă o analiză similară și... O puteți face dumneavoastră? Sigur că da.